să intri la grupe așa deja cu 3 puncte te ajută. Dar vedem, având în vedere dacă nu greșesc sunt 8 meci, este un pic diferit. Eu cred că îl ajută deja pentru, dacă nu greșesc, să joace un play-off, nu? Înainte de grupe. Depinde unde ești. Că dacă ești în primele 8, te duci direct, pe o poziție grea. Asta am zis. Măcar acolo poate să începe. Să fii calificat, eu cred că să fie un pic mai greu. Pentru că de acum încolo începe să fii meciul mult, mult, mult mai greu. Deci am văzut ce puțin. Gabi, tu ești cu răceala cifrelor de obicei și spune-mi în legătură cu întrebarea mea pentru Geri, tu cum vezi lucrurile în socoteala asta pentru FCSB? Pentru că spun, suporterii sunt entuziasmați după primul meci din Europa League. Să mai revenim puțin. Statisticienii de la Opta au calculat pe baza noului format atât în Champions League cât și în Europa League și au ajuns la concluzia că undeva 9 puncte sunt suficiente încât să ieși din grupă intrând în segmentul echipelor de la locul 8 la locul 24. Deci, practic, să treci de grupă, să te califici în play-off-ul următor. Ori, FCSB are acum 3 puncte. Poți să ajungi la aceste 9 puncte, fie cu 3 victorii acasă, una ai obținut-o. Ar mai trebui să mai obții 2, cel mai la îndemână ar părea cu Olympiacos și cu Mitilant. Și să zicem că ai avea 9 puncte, sau cu doar 2 victorii, ai una cu Rigas, să mai obții una fie cu Mitilan, fie cu Olympiacos și să obții 3 rezultate de egalitate. Un rezultat de egalitate probabil la Karabakh, e mai la îndemână, poate cu Manchester United în ultimul meci dacă vor fi deja calificați, dar după 1-1 în prima etapă cu Twente acasă nimic nu mai e sigur, poate un punct astă seară. Și îți mai rămâne un punct dintre Olympiacos și Mitilan pe teren propriu. La Rangers cred că va fi greu. Iar la Hoffenheim, eu am spus-o imediat după tragerea la sorți, deplasarea de la Hoffenheim mi se pare cea mai complicată. Deși e o echipă germană fără tradiție în cupele europene, deși a început sezonul slab în Bundesliga, are o dinamică ofensivă uluitoare și la cum se apără în general FCSB-ul, cred că va fi cel mai greu meci. Gabi Tamaș, tu cum ești față de entuziasmul ăsta și iată răceala cifrelor pe care ne-o transmite Gabi? Eu îmi susțin. Pentru că acolo e matematică, aici îmi susțin e ceea ce am spus de când am văzut grupa. Eu vreau un 8 și mi-o susțin în continuare. Cum am spus, cum ai spus Gabi, cu 3 victorii și 3, sau 2 victorii și 3 egaluri, nu se știe niciodată, pentru că ai văzut, surprize sunt, sper să fie surprizele să fie de partea noastră, de ce nu și diseară, pentru că nu sunt desperiat nici cei de la PAOK. Da, ok, sunt o echipă mult mai solidă ca noastră. Am văzut vin după două înfrângeri, vin după două, Galatasaray, vin după două înfrângeri, da, două înfrângeri, uite cu cine. Să nu vorbim, că nu prea bine. Zicem că nu ne comparăm cu Galatasaray sau cu Aris, dar nu cred că la momentul de față nu cu putem Aris să ne... putem să ne comparăm. Păi da, dar nu putem să ne comparăm nici cu PAOK la momentul de față. Momentul fotbalului românesc sau momentul FCSB-ului în campionat la ora actuală. Pe ce loc se află? Adică nu poți să zici că este cea mai în formă echipă din campionat. Să te duci acolo, domne, suntem, jucăm, facem. Adică mergem cu poziția a doua acolo, adică nu suntem favoriți, după părerea mea, dar surprize sunt și se pot întâmpla printr-un joc bun și printr-o mobilizare foarte bună a FCSB-ului. Eu spun că minim un punct putem să luăm diseară. Asta depinde doar de cei care sunt acolo. Gabi Berceanu, în balanța asta a sumelor, cum suntem față de PAOK? Că discutăm, domne, fotbalul din Grecia, vorbim de campioana Greciei și campioana României. E clar că iau un lot mult mai valoros, dar sunt atât de departe ca investiții. Făcea Gabi o paralelă la începutul emisiunii între patronul lor și patronul FCSB, Gigi Becali. E clar că sunt. Dacă și-au permis în această vară să-și ia atacant de 3 milioane pe Cealov de la CSKA Moscova, să mai dea Gigi Becali și a luat atacant de 2 milioane 500 pe Bârligi.
Păi, lasă-mă să termin. Lasă-mă să termin. A luat pe Cealov atacant de la CSKA Moscova cu 3 milioane și au mai luat încă un atacant de Sudali de 2,2. Adică, cam asta e diferența. Dar și Gabi Tama și Gerald Zafri știu foarte bine. Nu joacă banii. Iar în meciuri de tipul ăsta, chiar că diferențele se anulează și mai puternic. Eu cred că semnele de optimism pe care ar trebui să le avem țin de faptul că, în ciuda faptului că Răzvan Lucescu și-a construit până în acest moment al carierei profilul unui antrenor ermetic și care construiește defensive excelente, PAOK în momentul de față e o echipă care ia gol și ia destul de multe goluri. Dincolo de înfrângerea cu Aris, dincolo de înfrângerea cu Galatasaray, să nu uităm, în acest sezon al Cupelor Europene a luat totuși 2 goluri acasă de la Boras Banja Luka. A luat 3 goluri și ulterior a și pierdut calificarea de la Malmö. E clar că lucrurile scârție pe undeva acolo. Nici noi nu venim din, exact cum spunea Gabi Tamaș, nu venim din postura unui lider autoritar al campionatului. Nu, FCSB nu e o echipă pe val acum. Dar cumva din slăbiciunile lor ne hrănim și noi. Geri, vreau să te întreb, poate fi și trebuie, dacă FCSB începe bine, conduce, să spunem, tribuna poate veni împotriva celor jucătorilor de la PAOK, repet, vin după 2 meciuri pierdute. Unul cu derbiul orașului cu Aris. Jurnaliștii greci spun că, domne, nu contează atât de mult, e mai important meciul pentru Aris. Sau vor fi alături de echipă până la sfârșit? Eu cum cred știi? Că sunt alături de echipă până la sfârșit. La sfârșit atunci au problema, dar până la sfârșit ei le susține mereu. Nu este o problemă pentru echipă, eu cred că împotrivă, le ține moral mereu, așa sunt în Grecia, te ține până la un moment dat, ok, dacă iei 3-4-0, atunci e altceva. Dar dacă e 1 sau 2, el te susține până la sfârșit și eu cred că ăsta e un atu pentru echipa de Grecia când joacă acasă. E mult mai greu să joci acolo, în deplasare mai sunt slab de punct de vedere, pentru că există un entuziasm care te împinge din spate. Și apropo de suporteri, din păcate, pentru fanii FCSB, pentru că au fost reținuți 9 suporteri în drum spre Salonic, eu nu pot să înțeleg ceva, să știți, nu pot să înțeleg. Te duci în Grecia, știi ce se întâmplă în Grecia cu suporterii, știi ce controle sunt, pentru că ei sunt foarte riguroși, sunt pățiți cu ultra și cu huliganii, cu scandalurile și în mașină găsesc polițiștii eleni telescopică, briceag și așa mai departe. E puțin ciudat, Gabi Tamaș. Păi, aveau mâncare tu la ești ei. Prieten cu aveau tot. Mâncare ești la prieten ei cu Gigi Mustaț. Cuțitul era pentru tăiat salam sau ceva și telescopul, știi, cred că dacă aveau probleme la roată. Întinde pateu. La pateu. Exact. Da, adică, na. La pateu. Spune asta judecătorului, care o să-i judece și cu siguranță vor primi, din păcate. Nu cred că sunt singurii suporteri ai unei echipe care sunt prinși cu arme albe la ei. Dar trebuia să fie puțin mai atenți, pentru că, îți dai seama, sunt controle mult mai drastice la un asemenea eveniment. Legile sunt pentru toți și au asumat și ce să le facem? Le ținem pumnii să vină cât mai repede acasă.